Modernizarea și refacerea infrastructurii rutiere din municipiul Suceava sunt în plină desfășurare, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, acoperind atât arterele principale, cât și rutele secundare. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a dat asigurări că eforturile sunt concentrate atât pe asfaltarea axului principal spre bazar, cât și pe modernizarea mai multor străzi secundare. Lucrările sunt în desfășurare și, deși lucrul pe timp de noapte poate fi mai dificil, vedem progresele evidente. În prezent, atenția noastră este îndreptată către asfaltarea axului principal spre bazar, deși aceasta poate fi o provocare. Totodată, modernizarea a trei străzi importante, Vasile Lupu și Dragomirna din cartierul Ițcani și strada Ștefan Lucian din Burdujeni sat, este în curs, a declarat primarul Ion Lungu. În ceea ce privește progresul asfaltării axului principal, primarul Lungu a explicat că frezarea a fost necesară pentru a permite refacerea rosturilor de dilatare și pentru a se asigura o calitate superioară a lucrărilor. Cu toate că această etapă poate părea îndelungată, primarul speră că, în aproximativ 3 luni, asfaltarea să fie finalizată, iar locuitorii să poată beneficia de o infrastructură rutieră modernă și durabilă. Ion Lungu a subliniat că monitorizează personal progresul lucrărilor și se asigură că se respectă standardele de calitate. Una dintre noutățile semnificative ale proiectului este instalarea de capace de canalizare reglabile, ceea ce reflectă angajamentul către detalii. Pe lângă aceste lucrări ample, primarul a anunțat că mai multe străzi beneficiază de intervenții de modernizare în această perioadă. De fapt, numai puțin de 10 străzi din municipiu sunt deja cuprinse în planurile de intervenție pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră și pietonală a orașului.